cuplu important format în București. Nu mai vorba lui Botezatu, nu mai combinații de astea așa. Se mai plimbă unii pe la alții și alții pe la unii. Atât. Și facem amorul. Și nimic, și nimic serios. Aici sunt două, chiar sunt, mai dau ziariștilor din presa scrisă. Mă rog, și nu numai din presă. Presa scrisă, că nu mai e presă scrisă de mult. Presa tip paparații, care a șomat mult în, da, în ultimii ani. Poate și din cauza asta pe care o spui tu, nu m-am gândit. Cu mască nu mai recunoști pe nimeni. Cu mască nu mai recunoști, acum toată lumea e la fel. Știi, exact. Trebuie să le știi trupurile ca să, da, ca, da, să, ca să te prinzi. Și acolo e mai greuț, și, că se duc toți la, nu, sala. Dar nu se mai la duc fel. La 10 ușcheală în casă, nu mai ai unde să, vezi, mai stai. Exact. Totul se întâmplă în spatele ușilor închise, nu... Așa, petrecerile de la braserii sau de pe unde îi mai prinde noi, pe nordului, pe acolo, sunt cumva prea în văzul lumii, da, și sunt aceleași cupluri, aceleași disperate, Emma Uta, astea, adică știi. Numai că acum e... În sfârșit a reușit Emma Uta, ai văzut, a pus și o poză dintr-un private jet, bă, bă, cât ce-o fi dorit ea acolo, dă, Doamne, și la mine, dă, Doamne, și la mine. Și ghiceaia probabil își dădea în farduri, în aia, în a fost pe motivaționale și a pus bilete de alea și le-a îmbrăcat în miere, bă, știi? În sfârșit, bă, a zilele trecute a pus o poză, bă, cu body, din, cred că era private-ul lui body. Tu îți dai seama. A prins succesul din picior. Bă, a reușit, bravo. Asta înseamnă, bă, când îți spun oamenii ăia, speakerii motivaționali, da, să crezi, da, în steaua, da, ta și... Orice îți propui, o să-ți ia. Legea atracției. Da, ți-am spus, poate pui contrazică Emma Uta, nu poate. Niciodată. Pui bilețele, le îndești în miere acolo, le pui la loc ascuns, nu-l vede nimeni, iată cum ai făcut succes în viață. Da. Deci, fetelor, important este să vă doriți. Da. Da. Presupun că urmează să mai verificați și voi și alții. Verificăm, acum, construim, dacă vorbim. Dacă s-a aruncat bomba pe piață, o să se intereseze și alți colegi. E de urmărit această poveste. Frumoasă, nu? Alexandra, mai e la ProTV? Da. Nu mai știu. Nu. Nu, s-a terminat proiectul. Mai e, ea, mai este. Proiectul este, dar ea nu mai este, nu. Da, știu, e proiectul, știu că ea nu mai este. Nu, la altceva mă referam, la faptul că e posibil că ea să fi venit, ea, știți ceva, ea stă în România definitiv? S-a mutat definitiv în România? Că e posibil să fi venit doar pentru proiectul ăla să plece înapoi în Italia? Nu, e aici. E aici. Este aici, da. Aici. Ok. Atunci înseamnă că dacă nu pleacă din țară, e posibil, și dacă într-adevăr este un început de relație, s-ar putea să-i mai vadă cel puțin bucureștenii la față. Uh-huh, uh-huh. De la divorțul, la ultimul divorț, să zicem, sau după mutul, i-a mai fost căsătorită? N-a mai fost căsătorită, nu, a mai avut relații așa, cu oameni, cu bărbații, cu, da, putere. În țară mai știți de vreo relație? Nu. Fi avut? Deci ar fi, ba, și asta, da, ar fi o premieră? Ba da. A mai fost o relație în țară când s-a întors... Dar îmi scapă momentul ăsta. Au scris, îi scrie în articolul de pe Mediaflux. Ar fi putut fi o primă relație oficială, nu, de după divorț. Dar este prima, ar putea deveni prima relație oficială, pentru că relația despre care am scris în articol, Ziv, nu, da, chema, exact. Ziv? Nu, îmi scapă. Petelman. Ceva. Dar n-a fost niciodată confirmată. N-a fost confirmată. Exact. Bine, atunci... nici asta nu e. Stai, să nu ne hazardăm. Grăbim. Să nu ne hazardăm, dar repet, ar putea fi începutul unei relații oficial. Hă, cum era pe vremuri, mai ții minte, o prindeați voi care vă ocupați cu... pe Andreea Raicu, pe balcoane, pe, da, Mihai Rădulescu, și pe la... Andreea Marin, Mihai Rădulescu, pe la... Unde a fost? Cu Amsterdam. Unde au prins-o prima oră cu Dani? În Amsterdam? Nu lo sabes, man. No? Cu ce? Cu blugea aia? Cu forma? Doamne, mi-aduc aminte momentul. Bă, ce vremuri de glorie avea paparazismul în România. Așa am dat. Erau și personaje, Dan. Cum s-au dus dreacu toate. Da, bă, și acum sunt persoane, au murit. Da, au murit, da. S-a dus presa. Da, cu Tibu. Uite fost, cum, da, s-a dus, mulțumesc, presa. Uite aici Mediaflux ce a făcut. Cu Tibu, și... uite, am făcut-o noi. Fac. Noi cine? Spaiul, nu? Hm? Da. Da, așa e. Deci aia ar fi. Da, a fost oficială, vorbesc și eu cu ai noștri. Mm-hmm. Cu cine? Cu Tibu. Cu Ziv. Nu, n-a fost confirmat. Ea mergea cu Tiv, avea Tiv, da, cu Ziv, nu știu dacă Tiv a fost... Tiv Tettelman? Dacă a fost... Se scrie pe ziare? Dacă s-a oficializat. Nu, n-a fost niciodată confirmată în spațiu public, din câte, da, știu eu. Păi... ok. Bine, păi atunci stăm cu geana pe, ei. Da. Parcă s-a și dus interesul ăsta, nu? Nu să s-a mai stai dus. Să urmări, nu s-a dus? Avem noi senzația asta. Nu, pandemia asta nu ți se pare. Nu, te mai vezi stând la club, vorbeam cu prietenii un weekend, vă mai vedeți, mă, stând la club până la 4-5 dimineața? Jur, pe mama, dacă aș mai putea. Nu. Nu? Bine, nu mai stăm, mă mai uși eu un buletin.
Dar parcă nu mai e chef, așa cum te dă afară la 10, nu mai e chef. Cum, frate, pe la 10? E la 1 de-abia ajungeai în club, ești nebun. 1, 2. Da. Atunci începeai viața, la 10 nu? Mă culcam ca să fiu odihnit, să fresh mă trezesc la 12 jumate. Da? Să mai vorbești cu fata aici, în club. Să e, cam aici, așa și asta. Mai e interes pentru genul de... A cine s-a mai combinat? Parcă lumea are alte probleme acum. Noi avem senzația asta, dar să știi că publicul are încă interes. Eu văd în cercul meu de prieteni, da, care sunt alții decât cei din zona asta mondenă și au showbiz-ului. Și de fiecare dată când ne întâlnim, mă întreabă... Voi o să vă axați pe asta la Mediaflux? Da, noi asta, exclusivități și paparații ca pe vremuri. Asta avem brigadă de paparații? Da, avem forțe acolo. Suntem mulți și inimoși. Bine, păi atunci aici suntem. Da, da, ei sunt mai... și personaje curate, mă, de asta poate, știi? Da, ok, dacă... păi da, cine mai prezintă interes că a ieșit Bianca cu Bădălău și a plecat cu Bodi sau mai știu, că nu prea, genul ăsta nu cred că mai, se mai consumă, nu cred. Da, Țancă Uraganul cu Irina Login, e ceva interesant acolo, ăla e, știi? Păi, da, doamna Login, o doamnă, nu cred că e de... Asta zic, că nu se întâmplă, dacă ar fi, fucking shit. Da, e adevărat. A, mai fost, uite, Loredana a ieșit cu câștigătorul de la... Ia din echipă și s-au tot speculat. Am scris și noi. Cu băiatul italian. Da, nu. E o chestie de... Exact. Nu a dat o relație profesională, zic eu. Da. E posibil să mai fie interes, cum zici tu, când... Presa încearcă să mai spargă și de acolo de unde nu e. Depinde și cum le dai. Acum, acum încerc să trag spuza și pe, cum se zice, pe viața. Depinde și cum le dai. Le construiești așa, mai faci un pic de cusătură pe lângă. De ce marfa ai și de ce prind. Și o mai cauți. Că așa, eu în fiecare zi recunosc subiecte nu mai sunt. Pedetele ți arată doar.